Văd că la petrolul se poate orice, o spune Ovidiu Hoban după ce a văzut că fostul său club a renunțat la Răzvan Lucescu. Hoban a declarat pentru prosport.ro că plecarea sa de la petrolul a reprezentat un câștig de ambele părți. El primește bani mai mulți, dar și clubul a încasat o sumă din vânzarea sa. Internaționalul se aștepta ca oficialii petrolului să-i facă o nouă propunere de prelungire a contractului, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Hoban le urează foștilor săi coechipieri să câștige campionatul și să-i oprească un tricou de campion. Fotbalistul susține că merită acest lucru deoarece a muncit foarte mult în perioada în care a îmbrăcat tricoul galben-albastru. Hobby evoluează acum în Israel la Hapoel Beersheva, un oraș aflat aproape de conflictul din fâșia Gaza. Însă lui Hoban nu este teamă, deoarece acolo situația este mult mai liniștită decât se prezintă în mass media. Fotbalistul a fost convocat de Victor Pițurcă pentru dubla cu Ungaria și Finlanda. După aceste meciuri, el spune că își va lua și familia în Israel, mai ales pe cel mic, care era nelipsit de la meciurile petrolului. Hoban a jucat două sezoane la petrolul, timp în care a cucerit Cupa României, a jucat de două ori în preliminariile Europa League, dar i-a adus și convocarea națională a României.